Da, în Parlamentul României și intru. Și trist este că astăzi merg la PSD și oamenii ăștia mă ajută și mi se pare o treabă firească, așa cred că ar fi normal să fie. Dar aș vrea să merg de mână cu doamna Mirea și să spun, domnul senator, domnul deputat, domnul, știți, Izbiceniul este o comunitate care suferă, care nu are apă curentă, care nu are drumuri, care nu are. Haideți împreună să facem ceva pentru oamenii de acolo. Nu cumva, la un moment dat, noi debatem între noi și uităm de cine ne-au trimis acolo, de oamenii care așteaptă de la noi. Credeți că interesează pe ei de ce culoare politică este primarul? Credeți că interesează pe ei cât de mult se ceartă doamna Mirea cu doamnul Știrbu ca să vină în interiorul partidului sau cu orice alt parlamentar sau guvernant al României? Nu interesează pe ei.